Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt convins că ați văzut. Eu am o nedumbrire cu știrea aia din Cluj, unde au fost filmați doi polițiști. Înțeleg că sunt de la locală. Așa. Care s-au dus săraci de ei să-și cumpere și ei niște aripi picante de la un fast food, lăsându-și mașina în mijlocul drumului cu luminile speciale pornite. Aripi picante, aripi picante, cine dorește aripi picante. Asta e. Deci ei, nu, băi, nu te poți abține. Când simți nevoia de aripi picante, cu sosul ăla de usturoi, oriunde ai fi, tragi pe dreapta și și-au lăsat. Acum asta e nedumerirea. Pentru că presa clujeană scrie, și asta ne intrigă. Citez din presa clujeană, din Monitorul de Cluj. Polițiștii locali din Cluj, asta e titlul, în misiune urgentă la, mă rog, fast food-ul respectiv, au pornit, atenție, girofarele cât timp și-au luat mâncarea. Și mai jos, eu am zis că prima dată s-a întâmplat ceva, a lipsit o literă sau așa, și mai jos scrie din nou. Citez, ăsta e subtitlul. Așa. Polițiștii locali au fost surprinși pe o filmare în timp ce se aflau într-o misiune urgentă la, nu știu ce, în centrul Clujului. Mașina de serviciu îi aștepta cu girofarele pornite. Eu acum știu că la Cluj, eu prima dată, când am avut și o prietenă clujancă, și cum am să în Cluj prima dată, mi-a zis, ne vedem la 2. Și zic, unde e 2? Nu, mă, zice, la 2, ne vedem la 2. Zic, da, eu nu știu, sunt în Cluj, nu știu unde e 2. Adică credeam că e vreo loc, vreo ceva, vreo cârciumă. Da, da, mă, da. La ora 2 ne vedem. Bine, unde? Tot rămâne unde. De ce se zice pe bun? Au greșit redactorul? Sau apel către clujeni. Așa. Către clujenii care, da, vă rog, dacă puteți să le trimiteți mesaje în următoarea jumătate de oră, aș fi grozav. Vă iubim, știți foarte bine. Deci, se zice girofare la Cluj? De ce? Adică e un far, două fare? Mașina are fare? Pe de altă parte, cineva ar putea spune... Mesaje la 0728-3132. Așa. Cineva ar putea spune... Că nu este vorba de farurile de la mașină, că farurile de la mașină nu se învârt. E alt tip de far. E farele de pe mașină. Da. Giro. Giro farele. Farele. Da, deci de ce giro fare? Eu nu m-am gândit niciodată. Dar de ce giro și de ce nu giro? Da, giros fare. De ce giros farele. Voi ați mai întâlnit până acum girofar plural? Că nu prea... Ba da, păi cum? A? Da, a girofar, două girofarurile. Eu așa mă gândeam că se zice, da, cred eu că... Eu știam că se folosește la singular în general. Adică da. Gen a venit mașina de poliție cu girofarul... Pornit. Noi în Cluj au mai multe. Noi suntem niște pârlițe. Păi și mașinile cu ce au venit? Cum mă, cu ce au venit? Farurile. Pornite. Girofarurile. Nu prea s-a... Hai că e supra realistă discuția. Deci dacă aveți cineva voi... zice că au, poate au fost luate pe programul fare și atunci... programul fare. Deci dacă nu știați, în Cluj se spune un girofar, două girofare, poate așa e acolo. Acolo da, mă, n-am luat de... Au greșit. Da. Iar altfel, băi, n-am greșit, că zic de două ori, deci e ceva aici. Dar nu zice așa cum se spune căși la case în Oltenia? Da, e și girofare în... Dar de la ce a venit. Bun. Altfel, tot publicația Monitor de Cluj precizează că, și citez, sediul nou al poliției locale se află pe strada Iuliu Maniu, numărul 16, la 170 de metri distanță de fast food-ul respectiv, cu aripi picante, unde polițiștii au și locuri de parcare. Deci 170 de metri, e ceva asta distanță. Spune. Părerea mea este că polițiștii au acționat corect, pentru că s-a scumpit mâncarea. Așa. Și acum dacă s-a scumpit mâncarea, mănânci o dată și încerci să ții cât mai mult. Da. S-a scumpit deci... și caloria. Da. Deci ei, practic, au făcut economie la calorii, mergând cu mașina până la aripi picante. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.